Eu provin într-o familie de sportivi. Eu am început de la Deva, acolo m-am și născut. Am început boxul în jur de 14 ani. Am început la Deva cu un antrenor. Primul meu antrenor se numea Piți, după aia am trecut la alți antrenori de la Deva, maestru Olteanu, maestru Silviu Vulc. Și într-o zi s-a întâmplat să boxez cu Dinamo. N-am avut intenția să fac box de performanță niciodată. La început a fost doar așa, ca să învăț puțin, să dau și eu cu pumnul, să de mișcare. Eu făceam fotbal în acea perioadă. Dar când am simțit gustul de sânge și când am pus primul om jos, s-a terminat. Păi și ai tăi ce au zis de box când a început? Nu se gândeau că, mamă, îmi las copilul să se bată, să se... Stai să spun. Mi-l aduce o atacase bătut pe targă. Bine că mi-ai adus aminte să-ți povestesc. Eu, înainte de fotbal, am făcut atletism. Da. Mama e antrenoare de atletism. Ai făcut sport toată viața? Toată viața. Mama e antrenoare de atletism, tata a făcut box. A, deci ai avut în familie numai sport. Exact. Eu am plecat de acasă la 16 ani. Am boxat un an înainte, să, dacă nu greșesc, am boxat undeva pe la Hunedoara, am boxat cu Dinamo. Am câștigat. A fost destul de greu, că cei de la Dinamo toți sunt pregătiți, toți sunt antrenați, antrenori buni, condiții, dar am câștigat. Da? Și după aceea? Și după aia m-au luat Dinamo la ei. Erau meciuri importante. Bă, da, frate, m-a furat de atâtea ori. Am bătut mulți boxeri foarte buni, campion mondial, am fost campion olimpic și nu mi-a dat mie niciodată meciul. Atunci am înțeles că mă duc pe un drum care n-am nicio direcție, mă duc acolo. Când suntem priviți în afară, dacă nu câștigi knockout, nu câștigi. Nu ni s-a pus problema. Am și câștigat, am dat în ficat, a căzut și m-a oprit, m-a descalificat, mi-a zis că am dat sub centură. Dacă vor să te fac, oricum te fac, indiferent. Am avut, frate, atunci o perioadă foarte grea. Am vrut să mă las de box, nu mai aveam chef de nimic. Am avut o perioadă în care am zis că nu mai, gata, că nu are rost. Mă duc pe un drum greșit, o să treacă ani, eu nu fac nimica, o să ajung la o vârstă în care nu o să mai pot să fac box. Dar am întâlnit niște oameni foarte, foarte importanti. M-au ajutat foarte mult, țin foarte mult la ei. Ei m-au îndrumat, m-au ajutat financiar, au fost lângă mine, m-au susținut. Și el a zis, Cezare, că te ajut eu și să boxez pentru mine. Datorită lor sunt unde sunt și sper să continui să aduc cel puțin o centură mondială. Îmi pare și acum rău că n-am reușit să iau medalie olimpică. Nu nimic, ești profesionist. Exact. Și sper să iau o centură mondială acum. Tatiana, ce pot să spun? Momentul ăsta mi-e foarte dor de ea. Abia aștept să o revăd, abia aștept să o aud. La noi a fost ceva, nu știu, eu zic că e de la Dumnezeu, că de când ne-am cunoscut, noi cred că după o săptămână ne-am mutat împreună. O săptămână și ceva, nu știu, așa a fost la momentul respectiv, așa s-au întâmplat toate, nu știu. Cea mai frumoasă fată din lume, sunt foarte fericit. Și când o să ieși de aici, o să cer de nevastă. Abia aștept. N-am cerut-o până acum, că nu știam cum. Cum să fac ceva frumos. Asta a fost singurul motiv din care n-am cerut-o până acum, că am vrut să fac ceva special. Am avut inelul cu mine de multe ori, dar nu știam cum. Tu, cum ești cu muzica? Cum ai început? Bă, la mine... Era tata muzician. Muzica nu e deloc o întâmplare nici în viața mea, nici în familie. Nu doar tatăl meu era muzician, și unchii mei la fel erau muzicieni. M-a pasionat de când, înainte să merg la școală. El a fost profesor la liceu de muzică în Brașov și m-a dus și pe mine să vadă dacă am vreo ureche muzicală, măcar dacă are vreo speranță, știi, să mă apuc de muzică sau nu, ca să nu se chinui. Am dat de muzica asta, m-am interesat de ea, am găsit un studio în Brașov, m-am dus cu tata prima oară, am făcut prima piesă. Altceva nu îmi doream să fac, altceva nu știam să fac, toată viața am crescut cu muzica și am zis că sunt ambițios și până la urmă se întâmplă. Pe mult timp m-a rugat de tata să-mi cumpere un microfon și o placă de sunet, să-mi fac acasă singur, știi? Dar era greu să le fac, să programe, să învăț. A fost chin mare până am învățat. Că m-a luat un an jumate doar să învăț să înregistrez.
Am început să tot postez singur piese pe net până m-a văzut Velea prima oară. M-a văzut și m-a sunat într-o seară. Da, alo, salut, sunt Alex Velea. Și zic, da mă, bravo, și eu sunt Johnny Bravo, ești nebun, hai, lasă-mă cu vrăjoala. Și am închis. Aha. Cine credea, nu știa de unde are numărul meu, de unde... Da. Și după m-a sunat cu video și când am văzut că el, am zis, da, și mi-a zis, mamă, te-am văzut pe net, ești talentat, vreau să te recunosc, să lucrăm, să facem niște piese, să... Am grijă de tine, că ești talentat și nu știu ce. Mișto. M-a ajutat în cariera mea câțiva oameni pe care vă se țin minte tot timpul. A zis, gata, trebuie să vă mutați la București, și tu și Mario, părinții dacă sunt de acord, ok. Dar după ce a dat seama că e cam greu să muți doi copii de singuri în București și e o responsabilitate mare, nu știu cum mi-a trecut lui prin cap să ne mutăm unde la el acasă. Cel mai important și cel care m-a ghidat în viață, nu doar că pe muzică, m-a ghidat mai mult în viața personală, cum să devin un om mai bun, a fost Alex Velea și este în continuare și o să respect toată viața pentru ce a făcut pentru mine. Venea succesul exact când ne doream noi, cum ne doream noi, ne chinuam foarte mult, lucram mult cu Alex, cu toți băieții de la studio. Și s-a schimbat toată viața mea aici, nebun, era altceva. Începea lumea să întrebe când mai scoți, ce mai faci, de unde am apărut, dar de fapt scosese multe piese înainte, chiar dacă n-au văzut toți și n-aveau... Adică succesul ăsta peste noapte a durat niște ani de zile. Da, chiar așa. Da, normal. Până să ajung la succesul ăla peste noapte, cum zic unii oameni, am trecut cel puțin prin jumate din existența mea, nu știu, 10 ani cel puțin, doar asta am făcut. Bine, am trecut și printr-o perioadă super grea, că murise tata și nu mai știam ce să fac. Eu ziceam, nu mai fac nici muzică, nu mai fac nimic. Nu mai aveai, n-ai... Ai căzut așa. Când treci prin așa ceva, nu-ți mai vine să faci nimic. Dai seama, nu frate, știi, Doamne, ferește. Spui întrebări. Eu nu pot să mă gândesc. Când l-am pierdut pe tata, a fost cea mai grea chestie din viața mea și pentru mine și pentru mama. Am încercat să-mi fac de lucru ca să mai... Să treacă timpul. Mai treacă timpul, să mai pierd așa un pic din... Să diminuezi durerea, da. Și... Da, știu ce spui, frate. Și fix înainte să mă lansez așa mare, în fiecare noapte când făceam rugăciunea, spuneam așa, vorbeam cu ei, am gata, hai că lucrez mult acum, ați promit că scot o piesă, se întâmplă ce vreau. Mamă, și s-a întâmplat fix în perioada aia și am zis, gata, e clar. Mișto. De trecut n-am trecut niciodată peste chestia asta, nu o să trec niciodată, e doar... Adică nu există moment în zi în care să nu mă gândesc, până la urmă l-am și tatuat pe mine, e imposibil să nu mă gândesc la chestia asta. M-a ajutat, în schimb, prietenii, muzica, Alex, Antonia, m-a ajutat tot să diminueze un pic durerea, dar trebuie să trăiesc cu chestia asta de acum încolo. A avut o reacție foarte, foarte urâtă în condițiile în care ea nu trebuia să se accidenteze deloc la jocul respectiv. A pierdut un punct și s-a dus și a dat un șpiț la un lemn de acum, cred că are, sper să fie bine. Am avut o reacție ieșită din comun. M-am enervat foarte tare. Mai mult m-am enervat pentru că m-a bătut Asiana. M-am dus în spate, am făcut câțiva pași, am văzut o tablă, nu știu ce era acolo, foarte tare și am dat cu piciorul în ea. M-au trimis fetele la doctor, am ajuns la doctor la cort acolo și doctorul a încercat să pună mâna pe degetul meu. Și am urlat de durere. Am zis, e rupt, clar. La spital, când am ajuns, este fisurat în două locuri. Am nevoie de o pauză de 10 zile. Port orteza asta
10 zile, nu am voie să o dau jos. M-am gândit când eram în spital, îmi făceam tot felul de gânduri, că când o să ajung acolo, ce o să zică colegii mei, că am făcut chestia asta, de ce am făcut-o, o să apară răutăți, dar spre surprinderea mea a fost total diferit. Adriana, ce ai făcut, Adriana? Daniel, mi-a rupt deja. Na. Lasă-mă jos, stăm acolo, jos. Dar ce-ți mai pică jai, mă? Iau așa pe mine. Iau. Poți să mergi? Poți să ne arate cum am învățat să mergi. Au avut grijă de mine, m-au încurajat și nu m-au dat la o parte. Asta înseamnă o echipă unită. Dar stați chill, în 10 zile sunt bine. Da? De 10 zile doar de recuperare. Ah, păi ok, da, atunci. Mă, e bine. Dar stai un pic, e ok. Păi și cum adică în 10 zile? Păi stai, zile, că dacă e 10 zile, e ok. Așa nu-i doctorul. Deci tu pe săptămâna viitoare la sfârșit ești ok. E fisurat în... Deci e fisurat sus aici și aici. Mă simt foarte prost pentru că echipa are nevoie de mine. Mai ales acum, am luat bătaie. Am lăsat echipa la greu. Ce ai învățat din, de ce din asta? Ce ai învățat? Tu așa tare să dai... Fraierul tot. Când pierzi să nu te mai că te pedepsești. Da, nu, chestia a fost că m-am enervat. Dar mai bine tare. Înjuri decât să dai, să te am rănești. Am și înjurat, am și dat. Și asta e felul meu de a fi cum mă enervezi. Primul meu gând, atunci când doctorul mi-a dat verdictul și mi-a spus că am fractură la deget, a fost, de fapt i-am spus... Te rog, spune că nu mă duc acasă. Ar fi cea mai mare greșeală a mea făcută vreodată, să mă accidentez dintr-o prostie și să plec acasă într-o competiție. Cum a fost copilăria pentru tine? Copilăria mea? Păi, per total, am avut o copilărie frumoasă. Dar dacă e să încep cu începutul... 21 februarie, 6:45 dimineața. Atunci m-au auzit ai mei, fiind un copil și prematur. By the way, m-am născut de 7 luni, aveam un kil, îți dai seama, deci găina de la magazin e mai mare decât ce eram eu, șanse minime de supraviețuire. Pe la un moment dat m-am avut și un stop cardiac, părinții mei au primit și o veste că copilul lor a murit, că deși îți dai seama să tu ca un părinte să vină și să zică așa cu copilul vostru a murit, e șoc pentru ei. Dar am luptat și cu toate astea le-am demonstrat tuturor că eu am un loc sub soare, că eu vreau să trăiesc, că eu merit să trăiesc și că vreau în primul rând să trăiesc. Eu ca să nu mă fac să se simtă prost că sunt născută prematur, zic, mami, atât de mult mi-am dorit să te văd, știi că am ieșit mai devreme. Vă mulțumesc pentru vizionare! Nu uitați de canalul nostru de YouTube. Linkul e aici. Iar mai multe detalii aici sau aici.